simplu să pleci și noi ne topim. Șoapte se spun ce se spun foarte rar. Dar se spun, dar se spun foarte rar. Povești despre cei care simplu dispar. Despre cei care simplu dispar. Povești despre milioane de noi. Despre cei care sunt, dar care nu par eroi. Pașii sunt grei și ochii sunt plini de lacrimi ce nu vor cădea pe asfalt. Când ziua de azi va lua cu asalt. Pui vegetarian crescut cu legume și cereale. Artego S.A. Vă dezvălui cum pregătesc delicioasa mea rețetă de pui. Grâu curat, fără chimicale. Porumb de la cetate, lucernă proaspăt cosită, parfum adevărat. Semințe de floarea soarelui, ulei de soia, presat la rece. Mazăre de-a noastră, sarea pământului. Altceva nu mănâncă, nici să-l tai. La provincia, pui vegetarian crescut cu legume și cereale. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică. Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Impact în Goj. În această seară, alături de mine, aici în platou, este doamna profesor universitar Luminița Popescu, consilier local pro-România. Bună seara, bine ați venit, doamna Popescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să ne revedem, deși cred că lumea a intrat în atmosfera sărbătorilor de Crăciun, deși cred că lumea s-a săturat de politică și de oameni politici. Dar să zicem că întâlnirea noastră de astăzi nu va fi ocupată numai de politică. Sigur, cu drag, doamna profesor, dar din păcate atât de mult lucrurile se întâmplă în jurul deciziei politice, încât nu putem noi face abstracție de la acest lucru. O să discutăm, sigur, și despre ce presupun tradițiile de sărbători anulate de actualul guvern. Da. O spun cu zâmbetul pe buze, dar credeți-mă, în suflet am o mare amărăciune că lucrurile astea s-au decis deja și într-o manieră atât de rece și nefiltrată, niciun alt fel, nu a stat niciun alt argument la baza acestei decizii, și acela, și când spun alt argument, mă refer probabil la ceea ce și-ar fi dorit și oamenii, la o consultare, la cel puțin o dezbatere chiar în interiorul unui grup, dar s-a luat, asta este, vedem ce se mai poate face pe viitor, deși am văzut și probabil dumneavoastră ați constatat la fel ca mine că s-a creat deja un curent pe rețelele de socializare, da, cu oameni care spun eu voi merge la pizzerii, eu vreau să fie pizzerii, nu știu dacă în condițiile astea asistăm la un conflict direct
pentru prima dată de la pandemie, în această stare de pandemie, între societatea civilă și autorități. Este o poziție categorică și cred că începe să se creeze un val. Vedem dacă este. Este într-adevăr, este o nemulțumire și față de restricțiile astea impuse cu privire la tradițiile noastre și nu se terminase bine disputa cu privire la interdicția de a participa la slujbele de Crăciun. Deci nici acolo nu este tranșată foarte clară situația și sigur că e greu să ții oamenii în casă să nu participe la slujbe. Adică trebuie găsit o formulă de mijloc. Bun, noi ducem pe toți în biserică, dacă timpul nu e chiar rău, deși este iarnă, vor fi temperaturi destul de scăzute. Putem să ne gândim să facem o anumită slujbă afară, în exteriorul bisericii. Deci, cumva, cred că lucrurile pot fi rezolvate astfel încât lumea să nu se simtă abandonată. Pentru că dacă și te simți înstrăinat de biserică, eu cel puțin am senzația așa, că parcă aș fi abandonată și de Dumnezeu. Și atunci, în special pentru cei care trăiesc cu credința în suflet, pentru că să știți că sunt foarte mulți oameni credincioși care își duc credința în suflet și nu deranjează chestia asta pe nimeni. Și o duc cu discreție așa, dar totuși simt nevoia ca în pragul sărbătorilor importante să treacă prin biserică. Și atunci parcă e păcat să interzici oamenilor să facă asta. Cumva constatăm la un afront adus bisericii, pentru că la un moment dat am văzut un conflict deschis între autorități și biserică, care nu s-a terminat în niciun fel, adică a rămas cumva în coadă de pește, dacă este permisă această opinie personală, și un afront adus poporului care ține la tradiții, sau cum vedeți dumneavoastră situația de acum? Și deciziile acestea. Cred că mai degrabă sunt niște decizii nefericite, pripite, și probabil că după aceea, odată aruncată în spațiu public, nu revin asupra lor, ceea ce nu este în regulă. Bun, chiar dacă e o decizie greșită, constați că impactul deciziei tale nu este cel pe care l-ai așteptat, este sub așteptări sau creează dispute, conflicte. Cred că este bine să recunoști că greșești și să revii, să încerci să corectezi. Nici măcar n-ar fi prima dată când ar face chestia asta. Au revenit asupra multor decizii. Exact. Deci ministru anunța o decizie, venea un al doilea care îl contrazicea sau care rectifica în parte o decizie deja adoptată, deci nu ar fi fost o mare chestiune. Plus că ar trebui descentralizată decizia chiar și din acest punct de vedere, pentru că sunt comunități unde numărul de infectări este foarte, foarte mic și Gorjul, spre exemplu, Gorjul a scăzut mult și atunci de ce să-i ții în casă? Bun, sunt de acord în același timp că trebuie să fim prudenți și anumite măsuri trebuie luate pentru că totuși oamenii se îmbolnăvesc. Nu putem să dăm deoparte asta. Dar cred că decizia trebuia descentralizată ca și în cazul școlilor. Vorbim de același lucru. Este o mare pierdere și asta este durerea mea cea mai mare, deci mă rog, poate la fel de mare ca aceea că ne este interzis să mergem la biserică, aceeași durere o resimt și în cazul școlilor. Am închis școlile și este o mare, mare pierdere irecuperabilă, ceea ce s-a pierdut în semestru 2 anul trecut și ceea ce se pierde în semestru 1 anul acesta nu se mai poate recupera sau se va recupera greu și pentru un număr foarte mic de tineri, de copii, de participanți la sistemul de învățământ. Chiar și în sistemul universitar? Chiar și în sistemul universitar. Eu sunt un mare consumator de digitalizare. Dar când vine vorba de predare, rămân o conservatoare. Apreciez că lecția față în față, indiferent de nivel, fie că vorbim de învățământul primar, fie că vorbim de învățământul secundar inferior, adică gimnaziu, sau secundar superior, adică liceu, fie că vorbim de învățământul superior, nimic nu va înlocui întâlnirea față în față. Predau ore în sistem online pe platforma Microsoft Teams și trăiesc o mare dezamăgire pentru că sunt situații în care studenții reușesc să-i țin activi în timpul orei, dar sunt situații în care
nu reușesc prin intermediul camerei și prin intermediul platformei să-i țin activ și atunci trăiesc o mare dezamăgire pentru că îmi dau seama că pentru ambele părți se pierde ceva. În primul rând timp și în al doilea rând simt că nu-mi ating obiectivele, eu ca dascăl. Și gândiți-vă totuși că lucrăm cu adulți care sunt oarecum responsabili, care știu să acceseze platforma, știu ce presupune asta, dar gândiți-vă la copiii mici care trebuie supravegheați, care trebuie supravegheați fie de părinți, fie de bunici, fie, mă rog, de aparținători, care trebuie să îi îndrume. Și cred că asta este o mare problemă. Ceea ce se pierde acum, nimic nu înlocuiește ceea ce se întâmplă în clasă. Copiii se învață, sunt învățați în clasă cu disciplina clasei, cu regulile clasei, cu regulile dictate de autoritate. Ei recunosc autoritatea învățătorului, nu o să o recunoască niciodată pe a părintelui. Părintele nu va putea substitui niciodată învățătorul și numai din acest punct de vedere. Lucru în echipă care se întâmplă în clasă. Totul este altceva. Iar noi trebuie să urmărim nu numai transmiterea unor cunoștințe, noi dascălii. Noi nu trebuie să urmărim doar transmiterea unor informații, unor cunoștințe. În special pentru copiii de până la 18 ani, noi trebuie să urmărim și alte competențe, metacompetențe. Trebuie să urmărim să facem ca tinerii noștri să fie autonomi, să fie independenți, să nu depindă de gadgeturile astea, să știe ei să le controleze pe aceste gadgeturi și să nu depindă de ele, să nu fie puși în situația dacă nu am telefonul sau internetul, accesul la internet, eu nu știu nimic. Sunt paralizat, da. Asta înseamnă să fie un pic autonom, să fie independent, să ai, să formăm gândirea de antreprenor, de om care proiectează, nu de rezolvitor de probleme. Și atunci toate acestea nu le faci decât cât de grea va fi această amprentă în opinia dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește clasele primare? Acum, aici lucrurile sunt puțin nuanțate, puțin. Pentru că sunt părinți care urmăresc, reușesc, dar cred că sunt destul de puțini, care reușesc să urmărească copiii. Sunt părinți care încearcă să recupereze în particular ceea ce nu se poate face în timpul orelor, dar una peste alta, eu cred că este o pierdere mare, cu atât mai mult cu cât și așa nu eram, vorbesc ca întreg, nu eram într-o situație favorizată și am în vedere aici rezultatele de la testele PISA, am în vedere rezultatele de la examenele naționale de anul trecut, despre care nimeni n-a mai discutat. E adevărat că această pandemie ne-a făcut să ducem discursul public în altă parte, și să nu mai analizăm în profunzime rezultatele evaluării naționale, care au fost unele destul de slabe, chiar foarte slabe. Nimeni n-a băgat de seamă, au trecut neobservate absenteismul, lipsa unui număr foarte mare de copii care nu s-au înscris în examene, lipsa unui număr foarte mare de copii care, deși s-au înscris, nu s-au prezentat, și la asta se suprapune și un grad foarte scăzut al promovării. Practic vorbim despre două generații compromise, cea de anul trecut care a traversat episodul în semestrul 2 și cea de anul acesta care, iată, în semestrul 1 ar putea fi considerat un semestru compromis? Vorbim de pierderi în competențele copiilor. Vorbim de pierderi în achizițiile școlare, dintre care unele eu le consider greu de recuperat, dacă nu irecuperabile. Este o concluzie extrem de îngrijorătoare cea pe care o trageți dumneavoastră în momentul acesta, la care clar autoritățile trebuiau să se gândească. Pentru că nu a existat această analiză, așa cum spuneați dumneavoastră, descentralizată. Iată, s-a luat o decizie angro față de întreg sistemul de învățământ din România. Vorbim preuniversitar și sistemul universitar. Pentru anul acesta, spre exemplu, dacă mai îngăduiți câteva minuțele, pentru anul acesta să zicem că timpul n-ar fi pierdut, pentru că ar putea fi identificate niște programe remediale prin care să încerce să se recupereze la întâlnirile față în față, pentru că și dascălul știe, și învățătorul, orice dascăl simte
că anumite lucruri n-au fost fixate foarte bine în mintea elevului. Și el știe și ce are de... Profesorul care e profesor își simte și copilul, își simte clasa, se simte și pe sine. Simte când nu a reușit să se facă înțeles sau când, din potrivă, s-a făcut înțeles. El știe care sunt pierderile copiilor. Și dacă s-ar face un program de recuperare, fiecare profesor ar face de 2 săptămâni maxim, nu mai mult, eu cred că s-ar putea recupera noțiunile, competențele care n-au putut fi transmise prin mediul online. Și n-ar fi foarte dificil. Dacă pentru anul trecut n-au fost gândit, da. Eu, de exemplu, dacă pe mine m-ar fi întrebat cineva, aș fi spus, hai să facem 2 săptămâni un program de recuperare, în luna septembrie, pentru, sigur, nu mai discutăm de clasele terminale, că acolo s-a terminat un ciclu, am trecut la celălalt. Dar pentru ceilalți se putea face acest lucru. Pentru semestrul acesta nu este timpul pierdut. Bun, dumneavoastră vorbiți despre un program național, pentru că altfel ține de fiecare dascăl în parte și nu știu dacă mai au energia, disponibilitatea, dorința de a face astfel de acțiuni în folosul elevilor, bineînțeles. În principiu, poate neremunerați, poate remunerați, lucrurile se tratează altfel. În principiu, dacă s-ar stabili la nivel central, să se spună, fiecare școală își stabilește propriul program de 2 săptămâni. Și atunci, această flexibilitate în stabilirea programului, cred că n-ar enerva foarte mult, n-ar deranja foarte mult dascălii. Și apoi sunt doar 2 săptămâni. Vă spun că cel care este dascăl nici nu va avea nevoie de... Nu va vrea bani. Pentru că nu stă nimeni. Profesorii, de regulă... Asta este o meserie vocațională. Dacă îți place, o faci. Dacă nu... Așa ar trebui să fie. Da. Pentru că lucrez cu materia vie și atunci lucru cu materia vie este cea mai complicată și trebuie să fie o vocație aceasta de dascăl. Dar, clar, nu se întâmplă. Dar ce ne facem, doamna profesor, că nu se întâlnesc la clasă elevul dascălul, dar se întâlnesc în particular, în orele particulare. Știți despre ce vorbesc? Da, n-o să mă pot face că nu știu despre meditații, despre sistemul de meditații. Care continuă într-o veselie, ba mai mult s-a accentuat acum, pentru că părinții din îngrijorare, da, că copilul lor rămâne în urmă. Cu atât mai mult îl trimite la meditații pentru a încerca să suplinească ceea ce nu se poate transmite și ce ne face? Ora că digitală. E total lipsită de control situația asta. Este, nu vom putea controla niciodată sistemul acesta al meditațiilor, nu cred că îl vom putea controla decât în situația în care vom dezvolta acele after school-uri instituționale, vor fi instituționale și atunci lumea nu va mai apela la meditații pentru că modelul de after school este gândit astfel încât să vină în întâmpinarea... Și după terminarea orelor să facem un soi de pregătire suplimentară. Ca un părinte și după after school să-și trimită copilul la meditație. Nici n-ar rezista. Nici n-ar rezista nici copilul, pentru că și așa. Și părinții acum din dorința de a face din copii... Și e firească. Și este firească. Este firească. Fiecare extremă spre nebunie. Da, îi implică pe copii în atât de multe activități încât îi obosesc. Eu mi-aduc aminte când eram copil, elev, am fost doar la școala de muzică, dar mergeam cred că de 3 ori pe săptămână. Odată aveam teorie și solfegiu, odată aveam vioară și odată aveam pian. Am făcut 7 ani de teorie și solfegiu, 7 ani de vioară și 4 ani de pian. Și mai activam în corul școlii, grupul muzical al școlii și echipa de teatru, asta pe la gimnaziu. Dar atât. Altceva nu am mai făcut. Deci n-ați mai fost și la not, n-ați mai fost și la tenis, și la pictură, n-ați mai fost și la... Nu, nici nu prea, Nu prea erau multe cursuri de... Da, posibilitățile nu erau foarte, foarte mari, dar am fost. Vioară, pian și teorie și solfegiu am făcut. În rest, nu. Bun, asta în afara pandemiei, doamna Popescu, dar în condiții de pandemie să fie decondamnat părinții care își trimit copiii la meditații sau dascălii care acceptă să predea ore în afara programelor pentru că poate uneori chiar se impune, nu știu, sunt sau nu de condamnat cei care recur la aceste... Acum, eu nu știu dacă se mai face chiar și în perioada asta de pandemie, dacă se fac meditații. Sigur, toți își asumă răspunderea, și riscul. Vedeți, este foarte interesant dacă părinții care își trimit copiii la meditații, întrebați fiind dacă i-ar trimite și la școală, ar spune da. Eu cred că da. Da. Eu cred că da, pentru că, vedeți,
Totuși, în școală a fost cel mai mic grad, cel mai scăzut grad de îmbolnăvire. Nu, și când au funcționat școlile, înainte de a se închide, și când au funcționat, nu cred că am auzit că au fost școli unde să fie focare de infecții. Și atunci, cred că și cei mai mulți părinți știu asta, că copiii nu sunt la fel de expuși cum sunt adulții, cum sunt persoanele mai vârstnice, și până la urmă se gândesc că e foarte important totuși să nu piardă aceste luni din viață. Da, pentru și să încerce să recupereze. Da, pentru că la noi nu funcționează nicio măsură care în afară dă roade. A fost simplu, închidem tot și vedem, da, deci ce se mai poate recupera. Eu spun că școlile puteau să funcționeze, puteam să nu închidem școlile. Bun, trecând mai departe și în altă ordine de idei, sunteți consilier municipal de scurtă vreme, dar totuși ați avut ocazia, doamna Popescu, să vedeți cum funcționează lucrurile în municipiul Târgu Jiu, cum se abordează proiectele în Consiliul Local, chiar dacă și aceste ședințe se derulează într-un sistem online. Da, din păcate ședințele Consiliului Local se desfășoară în sistem online. E adevărat că sunt prin grija funcționarilor Consiliului Local. Avem încărcate documentele pe tabletă. Sigur că uneori sunt cu o zi înainte, alteori nu, uneori avem timp să le analizăm, alteori avem mai puțin timp, dar și pentru mine este o problemă desfășurarea ședințelor online, pentru că una este când studiez documentele și când se discută pe documente și ne vedem unii pe alții și ne completăm, ne putem completa atunci în sală, și alta este când trebuie să ne uităm online și te trezești vot, s-a votat, nu s-a votat. Mă rog, acestea sunt condițiile, încercăm și ne adaptăm. Nu pot să spun că am văzut dintr-o dată, știu cum funcționează Consiliul Local sau știu cum funcționează totul în primărie. Încerc să mă adaptez și să nu incomodez foarte tare, dar asta nu înseamnă că nu întreb de fiecare dată când am vreo nelămurire sau vreau să mă edific cu privire la vreun document sau vreun proiect de hotărâre care este pus în discuție. Nu înseamnă că nu întreb, chiar cu riscul de a deranja. În opinia dumneavoastră, există vreo variantă în care aceste ședințe de Consiliu Local să se deruleze în sistem clasic, în formula clasică, chiar și în afara sălii Consiliului Local? La un moment dat spunea cineva că era o posibilitate sala de la Elvira Godeanu. Mi-amintesc că prima întâlnire pe care am făcut-o la Consiliul Local a fost la Teatrul Elvira Godeanu. Și a fost ok. Și a fost ok, pentru că am stat suficient de distanțați. Teatrul, har domnului, sala teatrului permite să stăm suficient de distanțați. Suntem 21 de persoane. Sigur, dacă din aparatul de specialitate al primarului mai participă 3-4 persoane sau trebuie să vină diversi funcționari din primărie, directori care să susțină anumite materiale, e adevărat că numărul de participanți crește, dar probabil că pot să vină în sală doar pentru punctele la care au... Și după care se retrag. După care se pot retrage. Deci ar fi fost o soluție. Cred. De ce cred. Nu se apelează la ea? Nu știu de ce nu ne putem întâlni în sala de la teatru. A propus cineva lucrul acesta? V-ați gândit să o faceți dumneavoastră? Nu. Mai întâi cred că ar trebui să mă interesez să văd dacă este vreo interdicție legală cu privire la aceste întruniri. Număr de persoane. Mărturisesc că la momentul la care discutăm asta, nu știu să spun, nu știu dacă este vreo interdicție în acest sens. Mă gândesc, cred, îmi place să cred că există o interdicție și că acesta este motivul pentru care nu ne-am întâlnit la teatru. Altfel nu e în regulă, dacă legal, dacă se poate să... Deci nu știu dacă există vreo interdicție legală și n-aș vrea să insistăm pe o chestiune pe care nu Bun, o cunosc. Bun, de ce spuneți dumneavoastră că nu aveți întotdeauna timp să vă documentați cu privire la proiectele pe care trebuie să le votați? Mă rog, sunt situații în care se convoacă ședințele de îndată și... Documentele sunt încărcate cu o oră, două, poate înainte de ședințele de comisii reunite sau de regulă de comisii reunite, da? Până acum, aceste ședințe de îndată, în opinia noastră, sau, mă rog, au fost motivate? A fost suficient de important subiectul, proiectul propus ca să justifice cumva ședința de îndată?
Convocarea de îndată a ședințelor este apanajul primarului, care apreciază dacă anumite probleme sunt într-atât de urgente încât să fie convocat ședința. Deci este o chestiune legală, convocarea de îndată. A fost o situație, cred că a doua ședință la care am participat, a fost o situație care a dat naștere, așa, a suscitat un pic o controversă și, mă rog, o coliziune între anumiți consilieri și primar, respectiv secretarul primăriei, pentru că dumnealui a făcut convocarea. A fost ședința convocată în două ore și, în fine, nu am participat, pentru că am apreciat că timpul este foarte scurt, chiar și pentru o ședință de îndată. Dar după ce am convenit, mi-am spus toți punctul de vedere, eu mi-am susținut punctul de vedere că totuși ședințele de îndată astea convocate așa în două ore parcă nu prea sunt în regulă, pentru că trebuie să justifici maxima urgența totuși. Dar după aceea n-a mai fost cazul, ne-am expus punctele de vedere cu privire la asta și am convenit ca și în situația în care se convoacă ședință de îndată să se facă măcar cu o zi înainte. Și până acum s-a înțeles. Care atmosfera? E o atmosferă de lucru în Consiliul Local? Simțiți că lumea este pusă pe treabă? Pentru că avem experiența mandatului 2017-2020 în care am asistat la unele momente nedemne pentru un Consiliu Municipal. Simțiți că este o atmosferă în care se poate lucra? Vă identificați cu acest grup de consilieri municipali? Încerc să mă adaptez. Suntem și pe final de an, oamenii cred că sunt și puțin obosiți. La acest moment se pun în discuție, să zicem, proiecte de hotărâre care vizează gestionarea unor situații chiar de final de an, cum ar fi rectificări de buget sau diverse aprobări care țin mai mult de activitatea curentă. Probabil că în momentul în care se vor pune în discuție proiecte de hotărâre care să vizeze investiții de anvergură sau proiecte de dezvoltare pentru oraș, probabil că atunci disputele vor fi mai aprinse. Până acum au fost, repet, de gestionat probleme curente și aș zice că toți încercăm să ne adaptăm. Și cred că ar fi bine pentru toți să uităm că venim din partide diferite. Asta este un lucru, ar fi un lucru extraordinar de important. Dacă am reușit să uităm asta, dacă am reușit să uităm de alianțe sau de lipsa lor, dacă am reușit să uităm că unii suntem la putere și alții suntem în opoziție și dacă toate intervențiile noastre, și aici mă refer la absolut toți consilierii locali, dacă toate intervențiile noastre nu s-ar baza decât pe argumente, s-ar face cu argumente legale, fie ele de ordin juridic sau tehnic, astfel încât la final să câștigăm toți. Și noi, cei din Consiliul Local, și orașul. Și orașul. Sigur că pentru asta trebuie să ne depășim toți anumite orgolii, trebuie să ne depășim unii dintre noi un anumit nivel de a aborda lucrurile, oamenii, dar eu mai cred că se poate, deși... Practic, spuneți că este o chestiune care caracterizează, cred că, între Consiliul Local, acesta de a fi ușor agresiv și cumva nu s-au limpezit lucrurile chiar și la câteva luni de la alegerile locale. Oamenii încă trebuie să depășească anumite eșecuri și anumite pierderi în alegerile locale și să lucreze constructiv. Cred că anumite atitudini mai țin și de felul fiecăruia de a fi, de educație, dar... Eu încă mai sper că... Bun, cred că faceți notă discordantă pe acolo dumneavoastră comparativ cu cei care constituie, unii dintre cei care constituie acum Consiliul Local și de aceea cred că vă va fi destul de greu să vă adaptați acestui mod de lucru, dar sigur că în 4 ani lucrurile se pot schimba. Lucrați acum în schimb la constituirea bugetului pentru 2021 și probabil că fiecare dintre dumneavoastră, sau așa ar fi normal, să veniți cu propunere de proiecte pentru a putea fi incluse în proiectul pe
anul viitor. Altfel, dacă se auzim de proiecte în ianuarie-februarie 2021, este mult prea târziu. Acum se lucrează, da? Știți care sunt prioritățile, la ce să vă așteptați, cu ce proiecte veniți dumneavoastră? Deocamdată nu am fost informați despre elaborarea proiectului de buget, dar desigur că el trebuie elaborat. Probabil că mai întâi ar trebui să vedem bugetul la nivel național și după aceea să vedem ce revine, ce se întâmplă și în Consiliul Local și cu bugetul Consiliului Local, primăriei, al orașului Târgu Jiu, al OAT-ului. Dar sigur că va trebui să ne gândim cu ce propuneri venim pentru bugetul anului viitor. Așa, de pentru perspectiva anului viitor, până la acest moment au fost aprobați indicatorii economici și bugetul aproximativ de 1 milion de euro pentru parcul de la Tudor Vladimirescu, asta în așteptarea bicentenarului de anul viitor. Deci asta vă pot spune ca investiție care se va realiza anul viitor. În rest, cred că fiecare dintre noi ne vom gândi să venim cu ceva pentru anul viitor. Deși anul viitor va trebui să ne gândim foarte bine ce vom vota, cum vom prioritiza investițiile, pentru că anul viitor nu cred că va fi un an foarte generos din punct de vedere financiar. Din punct de vedere pentru că nu prea văd de unde ar fi resurse. Foarte multe firme închise, nu vorbim doar de Horeca, pentru că oamenii s-au uitat doar la firmele, IMM-urile, firmele care activează în domeniul Horeca. Dar, legat de domeniul Horeca, trebuie să nu uităm de industria textilă. N-au mai fost evenimente, nu s-au mai vândut haine pentru participarea la evenimente. Toată industria de înfrumusețare și ea a suferit, datorită faptului că n-au fost evenimente. La toate acestea se adaugă și tot ce înseamnă transporturi. Deci nu este un singur domeniu afectat de pandemie. Au fost multe și atunci, evident. Și atunci, mai puține taxe colectate, cifrele de afaceri au scăzut, profiturile firmelor au scăzut, colectările din TVA au scăzut, impozitul pe profit sau pe cifre de afaceri a scăzut. Și atunci și cotele astea de defalcate care se întorc în consiliile, în bugetele consiliilor locale, vor fi mult mai mici. Deci, în general, au scăzut foarte mult taxele. În plus, și din punctul de vedere al fondurilor europene, anul 2021 este un an de început de nou exercițiu financiar, de nouă programare, 2021-2027. Dacă nu avem ghidurile solicitantului gata la momentul acesta, nu vom putea porni nicio competiție de proiecte până în iunie, iulie, deci până la jumătatea anului. Dacă începem să organizăm competițiile de proiecte pe la jumătatea anului, nu ne așteptăm să semnăm contracte de finanțare decât pe la jumătatea lui 2022. Astfel că în 2021 nu vor putea fi demarate decât proiecte pentru care s-a semnat contract de finanțare anul acesta. Da. Și anul acesta a fost un an oarecum văduvit, pentru că a fost final de exercițiu de programare. De asta spun că este posibil ca anul 2021 să fie un an nu foarte generos cu bugetele în general, nu doar bugetul UAT-ului nostru, da, cu bugetele în general. Și asta înseamnă că vor fi mai puține investiții, asta înseamnă că probabil toată lumea se va uita pe cheltuielile de funcționare, să asigure mai întâi cheltuielile de funcționare și după aceea să meargă pe dezvoltare. Cât de greu credeți dumneavoastră că va fi de atins programul propus, inclusiv de domnul primar în campania electorală, dar și chiar și de dumneavoastră, proiecte pentru care spuneați că veți lupta din postura de consilier municipal? În primul an, deci nu mă aștept la foarte multe în 2021. Sigur, nu cunosc foarte bine ce și-a propus domnul primar pentru orașul Târgu Jiu. Acum poate este vina mea că nu l-am documentat. Da. Dar 2021 nu poate fi un an foarte generos. Însă, până în 2024, cel puțin cât este mandatul, cred că este timp destul să ne gândim să venim cu niște proiecte. Să venim să le propunem, să venim să le facem proiecte de hotărâri, să le supunem dezbaterii Consiliului Local și, dacă trec, să ne orientăm a aplica pentru a obține niște fonduri nerambursabile. Ce puteți să-mi spuneți, doamna profesor, despre scorul pe care partidul pe care îl reprezentați pro-România l-a obținut la alegerile parlamentare? Ce s-a întâmplat?
Eu sunt dezamăgită și supărată că Pro-România sigur n-a reușit să facă pragul electoral. Am fost oarecum nemulțumită și de scorul pe care l-am obținut eu în alegerile locale și pe care l-a obținut partidul în alegerile locale. Mi-am dorit mai mult. Și mi-am pus un semn de întrebare încă de atunci. Totuși, ce s-a întâmplat? Că am luat prea puțin. Am văzut și în țară că Pro-România a luat puțin. Nu doar în județul, Gorj. Județul Gorj și în Târgu Jiu. Așa, în fine, la Consiliul Local și la primărie eu am luat aproape 8. Media pe țară a fost mai scăzută, dar nu asta este important. Deci ceva s-a întâmplat și la alegerile locale. Iar acum chiar s-a întâmplat, chiar a fost o uriașă lebădă neagră, cum o uriașă lăbădă neagră a fost și apariția acestei formațiuni politice despre care încă noi, eu personal, nu știu prea multe, AUR, și întrebând în stânga, în dreapta, absolut toate cunoștințele cu care am discutat referitor la acest partid, toată lumea spune că nu știe cine e acest partid și cum a putut să fie un partid de 8%. Deci este într-adevăr o... Considerați că este motivul pentru care dumneavoastră, cei de la Pro-România, nu ați avut... Din păcate n-a adus... Nu cred că a adus un plus foarte mult în economia aceasta alegerilor parlamentare. Vedeți cu ochi buni ce se discută în presă în special astăzi, vis-a-vis de numirea domnului Văcaru pe un loc călduț din partea domnului Romanescu, despre susținerea anumitor colegi, chiar și a domnului a domnului Cârciumaru, consilier, nu știu pe unde. Acum, desigur, domnul Văcaru trebuie să aibă și dumnealui un job. Nu sunt în măsură să fac aprecieri dacă dânsul poate să ocupe postul de director, nu știu, la patrimoniu. Da. Nu sunt în măsură să fac astfel de aprecieri. Dar în ceea ce îl privește pe domnul Cârciumaru să se ducă consilier al unui vicepreședinte, al unui viceprimar, e un loc cu domniei sale, n-aș face chestia asta. Domnul Cârciumaru a fost primar, a fost senator de Gorj, a fost 16 ani primar, nu l-aș vedea ducându-se consilierul unui viceprimar. Eu în locul dumnealui nu aș face asta. Dar, desigur, dânsul poate să... Dacă... Denunță ceva comportamentul ăsta, nu știu, vă întreb. Poate nu știu, mă gândesc că poate dânsul din poziția de consilier vrea să-l sprijine pe domnul viceprimar Coica. Mă gândesc. Ceea ce nu e un lucru rău. Da, poate fi un lucru bun. Dar, în fine, nu, eu dacă aș fi fost în locul dumneavoastră, nu m-aș fi dus. Chiar și din orgoliu. Deci, da, ok. Da. Bun. Dar, sigur, experiența pe care o are în administrație este nu de e poate... Contestat, da, sigur. Nu e nu poate contesta nimeni. Mă gândesc că poate vrea să îi împărtășească din experiența domniei sale și viceprimarului Coica. Și atunci asta poate să fie un lucru bun, poate să conducă spre chestiuni. Trebuie, dacă poate să ajute primăria în continuare. Nu mai să nu fie o dezamăgire pentru electorat și asta în perspectiva următorilor ani, pentru că după lupta din campania pentru alegerile locale să rezulte, iată, o uniune între anumiți oameni de la Pro-România și domnul Romanescu, numai să nu cumva să asiste electoratul la o situație dezamăgitoare și care să nu mai poată fi reparată multă vreme de acum încolo. Păi, să știți că oamenii ne vor sancționa. Dacă vor fi nemulțumiți, ne vor sancționa. Cred că apariția acestui partid, AUR, și scorul de 8% este un vot sancționator, dacă spun bine. Este un vot pe care trebuie să-l vedem ca pe o sancțiune. Aici nu vorbesc de Pro-România, vorbesc în general. Da. Părerea mea este că foarte mulți au votat
această formațiune politică pentru că n-au mai vrut să voteze pe nimeni. N-au mai vrut să voteze partidele vechi, PSD, PNL, poate nu s-au regăsit nici pe agenda USR-ului, n-au vrut pro-România, uite, au vrut AUR, un partid de care n-a auzit nimeni, ca un vot, ca o sancțiune la față de această nemulțumire a oamenilor. Pentru că atunci când am fost în, vă spuneam, cred că v-am mai susurat aici la emisiune, când am fost în campania electorală pentru locale, era atâta nemulțumire și atâta resemnare în rândul majorității populației din Târgu Jiu, pe care n-aveai cum nici să o contești și nici să vii cu contraargumente și să nici le explici, domne, dar mai vin, da. Ce să le mai spui? Ce să le mai spui? Oamenii erau foarte nemulțumiți. Domnule, de 30 de ani s-a promis, nu s-a întâmplat nimic. Credeți că veniți voi acum să schimbați ceva? Sigur că se va demonstra că și cei de la AUR cred. Și asta bazându-mă pe experiența. N-aș vrea să fie o nouă lecție. Păi da, dar noi, eu nu am asistat la altceva. Da. Noi din 4 în 4 ani primim lecții. Aceleași se pare că nu, de alți profesori, dar aceleași lecții. Da. Pentru că... Hai să încercăm și cu ăsta, Exact, asta dacă în ansamblul ei, clasa politică, nu reușește să se reformeze și chiar partidele mari despre care tot vorbim nu reușesc să ofere altceva, cele mici sunt doar niște partide reprezentate de niște lideri oportuniști care, la un moment dat, demonstrează că pot vinde tot pentru interesul personal. Avem atât de multe exemple încât, chiar dacă îmi doresc undeva în străfundul sufletului să fie bine ca oricare alt alegător, realitatea ne contrazice și ne demonstrează că ăsta e păcatul nostru al nației ăsteia, să suportăm trădarea politicienilor. Cheia acestei probleme, rezolvarea acestei probleme este reformarea clasei politice. Deși nu pare că este incapabilă de lucrul acesta. Deci este clasa politică, este incapabilă. Dacă rămânem dezamăgiți în totalitate de ceea ce face un anumit, avem exemplu proaspăt, transferul de la PSD la PNL. PSD-ul a fost la un pas de a ajunge în fundul prăpastiei. Dacă PNL-ul nu prelua guvernarea, să demonstreze că de fapt e la fel. Sau mai rău. Sau mai rău. Deci imaginați-vă la ce neputință asistăm. Da, cred că am mai discutat asta. Cred că am mai discutat că după criticile PNL-ului la adresa PSD-ului, cu privire la incompetenți, cu privire la Dăncilă, cu privire la Andrușcă, pentru că nu o să șteargă nimeni niciodată gafele, imaginea lui Andrușcă. Da. Îl mai amintiți pe Andrușcă, da. Ministrul la, cred că la economie a fost, da? Chiar eu am fost dezamăgită chiar și de profesorul Anton Anton, care a fost la energie, aveam niște pretenții din mediul academic, în fine, mă așteptam la altceva. Și pentru mine a fost o dezamăgită chiar și profesorul Anton Anton. Dăncilă, deci după toate criticile, cele mai multe justificate da? Îndreptățite și întemeiate. Am gândit că va veni PNL-ul, domne, cu cei mai buni. Nu că n-ar avea. Deci, deci îl știu foarte bine pe Sorin Câmpeanu, vicepreședintele PNL-ului, profesor universitar, rector la USAMV, președintele Consiliului Național al Rectorilor. Și am ajuns în educație să avem pe doamna Anisie. Da? Când la PNL aveam, și mai sunt, mai este rectorul de la Timișoara, care este iarăși membru la PNL, deci puteam să vin... Oameni de calitate. Cu oameni de foarte bună calitate, căci, repet, sunt și la PNL, cum sunt și la PSD, cum sunt și la USR, cum sunt în toate partidele, și la Pro-România. Și o să mai fac o singură remarcă și cu asta n-am să mai revin asupra Pro-România. Să știți totuși că este o mare pierdere faptul că Victor Ponta s-a retras. Avea o... Are potențial, are o experiență. Și totuși n-a reușit să demonstreze. Ceva s-a întâmplat. Nu vreți ca să intrați în amănunte și să dați vina pe alte forțe din afară? Nu aș vrea să fac speculații de acest gen. Sunt periculoase, adevărat. Nu vreau să, și nu vreau să cred asta, pentru că odată ce încep să cred asta, îmi voi pierde și eu reperul. Și induc și altora această idee, acest mod de a gândi că pentru noi votează alții. E și periculos. Aș vrea să mă îndepărtez de o astfel de atitudine, de conduită și de mod de a gândi. Bun, mai apare o problemă.
doamna Popescu. Și anume aceea, știți bine că în perioada guvernării PSD se vorbea despre cât de stufos e aparatul guvernului, cât de multe ministere, cât de mulți bani sunt cheltuiți pe aceste funcții, sigur, funcționărimea de prin ministere, miniștrii, sigur, bine remunerați. Revenim la aceeași discuție. Ce se întâmplă acum când vedem că nu le ajung ministerele, că sunt mult prea puține pentru cele trei partide care intră cel mai probabil la guvernare în perioada următoare și care ne explică faptul că trebuie să mai împartă, spre exemplu, Ministerul Economiei fie în două, fie în patru părți, nu mai știu care alt minister în alte, nu știu câte alte ministere. Asta ca să fie toată să lumea mulțumită, da. Pentru că trei partide aflate la guvernare, sigur, e o armată de popor care trebuie cumva recompensată. Înțeleg că și cei de la UDMR au pretenții la vreo 3-4 ministere, să nu spun cei de la USR, care chiar au pretenții foarte speciale, vor ministere cu răspundere, ministere puternice. De unde atâtea ministere? Cum tu, guvern PNL, spui că e nevoie de o formă suplă, restructurezi 3 ministere, faci unul singur și acolo îl divizi în 4? Păi ce facem? De ce nu ne-au spus înainte alegerilor parlamentare că vor să facă lucrurile? De ce n-am știut că se vor întâmpla lucrurile acestea? Se întâmplă doar la 4 zile după alegerile parlamentare. E corect? Evident că nu. Evident că dacă oamenii ar fi știut înainte de alegeri că asta ne așteaptă, și-ar fi reorientat votul. Și ajungem la ce discutam mai devreme. Deci tot ce am sancționat la guvernele PSD... am făcut în guvernul PNL. Aproape tot. Poate cu excepția, nu știu dacă am avut vreun ministru de nivelul lui Andrușcă, dar în fine ne-am apropiat mult. Sigur, am avut și au fost câțiva și în guvernul PNL, care oameni competenți, dar cei mai mulți n-au fost departe de cei pe care i-au criticat în guvernele PSD. Au spus că sunt foarte mulți armate de funcționari prin toate ministerele. Așa și am mai venit și noi cu ai noștri. Da? Evident că așa se întâmplă și acum. Evident că trebuie să satisfaci cele trei partide, cele trei formațiuni care vor intra la... Și probabil, nu știu, dar cred că totuși cele trei partide n-au majoritate. Prin urmare, va trebui și formațiunii AUR, ca să nu-i spun AUR-ului. AUR-ului. Așa, să-i dăm ceva. Argint. Nu, păi da, cei de la AUR au spus nu. Bun, atunci, da, bine, atunci cu cine-ți face... guvernarea? Cu cine îți votezi guvernul? Că avem 20 și ceva la sută, da? 24-25, da. Cu 14 și cu 6. E puțin, într-adevăr. Să se mai găsească trădători, stați liniștită, nu asta acum, e. Da, nu știu exact cu numărul de mandate. La momentul acesta nu știu. Astăzi oricum s-au încheiat alegerile, deci la momentul acesta la care noi discutăm sunt bătute în cuie mandatele. Da? Da. Rămâne de văzut, nu știu la momentul ăsta câte mandate de deputat și de senator au cele trei partide, dacă împreună au majoritatea astfel încât să treacă guvernul prin Parlament. Da? Dacă nu, probabil că se va începe și o campanie, doar s-au mai văzut astea. Foarte mulți vor migra negocierea. Acum. Da, foarte mulți negocierile astea, cumpărările de parlamentari, trecerile de la un partid la altul, să nu fim surprinși. Credeți că vom asista în perioada următoare la un astfel de fenomen pe care n-ar mai mira pe nimeni în momentul acesta? V-ar surprinde? Asta spun. Nu ne-ar mai surprinde absolut nimic. Adică inclusiv de la PSD cred că vor fi persoane care nu suportă gândul de asta 4 ani în opoziție. Greu. Și vor face pasul. De la AUR exclud. Adică este mult prea devreme să se vândă într-un asemenea hal. E prea devreme să se spargă ca și parlamentari. Ziceți? De ce nu? Oricum asta ține de calitatea fiecărui om care a intrat în Parlament pe o listă. Ține de calitatea omului, nu ține de o ideologie de partid sau de... Nu! Pur și simplu. M-am distrat. E trist, dar m-am distrat la un material pe un post național care discuta cu parlamentarii din Ialomița. Știți că acolo este un fenomen absolut. PNL-PSD n-a prins niciun mandat, în timp ce AUR-ul a luat vreo 4 mandate din cele 6.
așa, și restul nu știu pe la USRE și nu știu pe unde au ajuns, dar la reporterii discutau cu cei doi senatori de la AUR care mărturiseau, dar recunoșteau că nu s-au așteptat în niciun moment. Evident. O nebunie de a se înscrie în acest partid AUR și de a candida. Cu gândul că oricum nu o să fie. Imaginați-vă că s-au trezit senatorii. Da. Da. Deci, oameni foarte simpli, profesori amândoi, unul de istorie, altul de nu știu ce materie, la... E un lucru bun totuși. E un lucru bun totuși. Profesor, dar să ne gândim, că în țară, de la soliști, cântăreți de manele, până la... ce știu eu, ce altă meserie, nu că aș detesta ferește, nu despre asta această este meserie. Oameni care n-au nicio treabă cu politica, asta vreau să scot în evidență. Exact, sau cu decizia, cu managementul unei activități. Absolut, da? Deci este incredibil modul în care s-a... Și ajung să decide pentru noi. Da. Asta este problema, că n-am vrea să mai facem politică. Vorbeam înainte de emisiune, că nici n-am mai vrea să discutăm despre politică, dar te duci și te întorci și tot la politică ajungi. Tot acolo ajungem, din păcate, asta pentru este. Pentru că decizia pentru noi o iau acești oameni politici. Ei, și acum o să ne trezim cu... Eu nu știu, la Gorj, dumneavoastră știți pe cineva dintre cei care au candidat la AUR? Probabil că acum, după ce au obținut 8%, știți. Am vorbit cu domnul Fâciu astăzi la telefon, din dorința de a mă documenta cu privire la ce își propun oamenii ăștia. Adică e important să știm ce, dincolo de faptul că vor să facă România dodulață. În regulă, e bine. Da. Toată lumea își dorește o Românie puternică, cu toate regiunile reunite, dar dincolo de asta mai facem ceva? Pentru că ăsta este un proiect care nu se va realiza dacă... dacă mă întreabă cineva și... Bun, nu-i rău să avem această... E regulă, e bine. Să avem pe agenda noastră și această preocupare. L-a avut Băsescu pe ordinea de zi și n-a reușit. Și chiar cred că a vrut să facă chestia, și dar n-a reușit. Și eu cred că a vrut să facă. Și eu cred că l-a crezut în proiectul ăla. Dar cred că, la fel de bine, cred că știa... Că nu va fi cu izbândă. Da. Bun, deci am discutat cu domnul Fâciu. Este singurul nume pe care îl știu de... Am citit, nu rețin numele de la candidatului de la, nu-l rețin, efectiv nu reușesc să-l rețin pe cel de la Senat, dar am discutat cu domnul Fâciu și sigur am dorit să-l invit la o emisiune, mi-a spus că are foarte multe proiecte pe ordinea de zi și nu reușește să ajungă bine la emisiune, înțeleg că și-a făcut totuși timp și va participa în seara asta la un coleg din media locală. Este foarte bine, o să-l urmăresc, adică eu chiar îmi doresc să mă documentez cu privire interesant la ceea ce vrea domnul Fâciu. Dar săptămâna viitoare a rămas că ne auzim, că se mai eliberează dumnealui și pentru că vreau... Cu ce se ocupă? Este interpret de muzică populară. Foarte frumos. O să cântăm, o să ne distrăm. Nu, v-am întrebat că nu știam, nu. A, nu știați? Nu. M-am gândit că la dumneavoastră faceți referire când ați spus că este interpret de manele și asta. Nu, pentru că nu știam. Am crezut că persiflați și nu-mi permit. A, ok, deci sunt și interpret de manele, chiar sunt în țară. Da, într-un alt județ, nu la Gorj, într-un alt județ a fost un cântăresc de manele. Da, ok, perfect, oamenii poate, știți, au simțul ăla practic, uneori și prea multă teorie strică și ok, păi, să fim mai practici ca să facem lucrurile să funcționeze, dar o să, chiar am toată deschiderea, tot timpul din lume să urmăresc ce se întâmplă cu acest partid și dacă a pornit pe drumul acesta și a reușit să convingă un număr atât de mare de oameni îi voteze, au reușit să-i voteze, să-i convingă să-i voteze, să fie serioși. Deci ce le-aș spune sociologilor care fac tot felul de analize? Să le fie rușine. Nu, dar le-aș spune așa. Fraților, ori vă lăsați de meserie, ori veniți și aduceți-ne argumente științifice pentru care n-ați reușit să anticipați. Pentru care nu ați reușit să anticipați asta și mai mult, și arătați-ne și nouă, spuneți-ne și nouă. Ce categorii de votanți, care categoria, care segmentul ăla de populație care a votat un partid a apărut de două luni pe scena politică la alegerile locale, n-a fost prezent. Eu am văzut împărțindu-se flyere din astea cu AUR prin oraș, acum când a debutat campania pentru parlamentare. Deci, într-un interval de o lună și ceva de două luni de zile, veniți și aduceți-mi și mie argumente, dar științifice, că de asta apelezi la sociologi, da? Că altfel aș face eu, inginer, o analiză din asta și n-ar fi profesionistă. Aduceți-mi și mie niște argumente științifice pentru care populația României a votat un partid apărut de o lună și jumătate de două luni și care este segmentul de populație care a votat, că mie îmi pare așa un,
văd, scuzați-mă, nu folosesc expresia asta, la plezneală? Pare așa votul ăsta. M-aș bucura să nu fie așa și nu mai repet expresia, că chiar nu-mi place, dar să mă convingă și pe mine cineva, să vină cu niște argumente științifice și să-mi spună pentru de ce oamenii au votat asta. Program nu au avut. Un program nu program, nu oameni. Oameni. Adică totuși... Aproape necunoscuți. N-au votat idee. PMP-ul, n-au votat pro-România. Da. A scăzut totuși și USR-ul. Foarte mult, marele. Da? Bun, la PNL, la PNL era de așteptat. La PNL era de așteptat să piardă. Pentru că au avut o guvernare și în vreme de criză, dar și deciziile pe care le-au luat au fost multe dintre ele nefericite, ca să nu le numesc proaste. Oamenii cu care, mulți dintre oamenii cu care au venit, nu au convins prin competență, prin decizie, și era firesc să se erodeze. Dar nu era firesc ca USR-ul să nu ia undeva, vorbesc la nivel național. La nivel național. La 20%. Chiar am discutat cu un prieten și el zicea, o să se ducă USR-ul în 20%. Și am spus, nu cred, eu cred că o să se ducă undeva în jur de 14-16%. Da. Și a zis, nu, sunt gata să fac pariu pe chestia asta. În fine. Ați câștigat? Da, pentru că eu am spus 14-16%. Da, în fine. Totuși, de ce a apărut? Cum a apărut acest partid într-o lună și jumătate și celelalte partide care erau de mult pe scena politică, care aveau program, care aveau și niște oameni? Nu au reușit să convincă mai mult decât a făcut-o deja. Suntem la final, doamna Lumița Popescu. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Eu vă mulțumesc pentru discuția invitație. Rămâne deschisă, pentru că e mult de discutat pe chestia asta și întrebarea în definitiv la care o să răspunde data viitoare este: politicienii au înțeles ceva din ce li s-a întâmplat acum? Dacă nu au înțeles nimic, e bine să plece acasă, și dacă au înțeles, să-și pună lucrurile la punct, pentru că e nevoie de schimbare. Mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor, domnilor, pentru atenție. Mâine ne revedem de la ora 12. Toate cele bune vă doresc.